Cine vrea permis de conducere și nu trece de proba practică, nu trebuie să-și mai facă griji că trebuie să treacă prin emoțiile examenului scris din nou. Legea se schimbă. Candidații vor susține din nou doar proba practică. Noua lege intră în vigoare peste câteva zile, mai exact din 5 octombrie. Schimbarea făcută îi ajută mult pe cei care vor să obțină permis de conducere. Până acum, toți candidații care erau respinși la proba practică erau nevoiți să dea din nou și examenul scris, iar acest lucru întârzia foarte mult obținerea permisului de conducere. Candidații declarați respinși la proba practică pot fi programați pentru susținerea unei noi probe după o perioadă de cel puțin 15 zile, cu achitarea taxei de examinare și prezentarea dovezii care atestă efectuarea cel puțin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o școală de conducători auto autorizată. Se arată în noul proiect de lege. Potrivit noii legi modificate, toți candidații admiși la proba teoretică vor avea la dispoziție un an de la data absolvirii cursului de pregătire teoretică și practică pentru a trece de proba practică, chiar și din mai multe încercări. Nu puțini sunt cei care obțin punctajul necesar pentru a fi declarați admiși la examenul teoretic, dar greșesc mult la proba practică și nu pot obține permisul de conducere.